Doamnelor, domnișoarelor, lăsați orice faceți, dați televizorul mai tare și fiți foarte atente. Mama celui mai râvnit burlac din showbiz își caută noră. Ce calități trebuie să aibă și cum trebuie să arate, aflăm chiar de la ei. Gianni Chiriță și Niculina Ivan, bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Exact. V-am regăsit! Da. Bă, da. Dar ce ne bucurăm că ați venit la noi! Tot timpul când vin cu mama... Crede-mă că e o bucurie, pentru că noi nu stabilim nimic dinainte, nu. Și de-abia aștept să vorbească, să vedem ce îmi zici acum. Păi înțeleg că a sosit momentul să... nu? Așa zic și eu, dar a sosit momentul, cât să mai stea? Să se așeze la casa lui, da, că vorba aia trecanii. Dar cât să mai stea, domnule, că... Mâine, păi mâine o să facă nu știu câțiva ani. Așa, 20 de ani. Mâine, păi face 20 de ani. Așa, așa. Și trebuie aia. Și lui o fată, exact. Să se așeze la casa lui, dar cum ar să trebui... nu mai fie singur. Dar cum ar trebui să fie fata asta, din punctul noastră de vedere? Din care punctul ar fi meu, da, din punctul meu de vedere, din punctul meu. Că da. Eu știu genul lui. Genul aia. Lui e brunetă, e nu știu ce. Aha. Dar din punctul meu de vedere, eu aș vrea să fie așa. Mai blonduță, așa. Mai cu ochii albaștri sau verzi, așa. Mai așa ca la vreo 30 și ceva de aha. ani, nu din astea micute, nu, așa. Nu, 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 uite, mamă, deci Lora e, Lora te încadrezi până acum. Dipar, da. Așa. Bine, la un moment dat mama mi-a zis și de Jennifer Lopez, chiar plăcea. Da. Da. Aici e o problemă. E, ce, are mai mult de 30 de ani. Da, are, e bine. Nu, e perfectă. Da. E perfectă. E bună și ea. E, cum Doamne, să e cam cea mai bună. Cum să nu? Eu zic cum să-mi iau un bilet să plec până în America și aia. Vedem ce putem să facem. Da, succes. Aveți pretenții de astea, pretenții, mă rog, da. Cu ghilimele de rigoare. Adică să fie, nu știu, fată de casă, să fie mai gospodină, să știe să gătească sau... Mai sunt importante lucrurile astea sau nu, mai, da. Mai nu le mai considerați? Sunt importante, pentru că el e învățat cu un stil de viață cu mine. Aia, da. Adică el cu mâncă, cu orice și la orice oră, el doar îmi dă telefon, suntem aproape de București, da. Imediat a venit. Da. Mama, vezi că în două ore am venit, mi-am pregătit ce zice el, mm-hmm. niciodată. Sau când nu mai are idei, zice, orice faci tu e bun. Corect, da. Și atunci, mie mi-ar conveni să iau o fată, să... Măcar să așa pe jumătate, grijă. Da, măcar da. Pe jumătate cât așa, fac cât de eu. Cât acolo nu, să, da. Da, cât de cât, când se duce și el acasă o mâncărică, o ciorbică, o ceva, mm-hmm. o supică. Mm-hmm. Dar, în ziua de azi am văzut și eu, fetele astea mai de oraș, nu mai sunt nu mai, așa. Ei, ce să mai. Nu mai sunt așa, fetele astea de oraș vrea în club, vrea... Așa, da. Vrea nu știu ce, asta vrea zic. Nu știu bine, ce. Bine, nu e ca și cum eu umblu pe la cărturii, să-mi înțelegem. Da. Și adică, el rupe da, bibliotecile, da, 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 așa? Stați că eu sunt puțin confuză, eu nu înțeleg. Da. Ce nu înțeleg. Nu vrea Gianni, credeți, doamnă, să-și găsească jumătatea să așez la casa lui? Sau doar fetele sunt de vină? Dar, Lora, eu chiar sunt la casa mea, serios. E la casa lui singur. Da, da, da. Asta la casa ei atunci, la casa ei. Așa. Da, 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 el nu vrea, nu fetele. Dar de fetele astea ce ziceți acum? Că ați văzut toate, da. Mai buzate, mai astea, mai deci, cooperații cu genele. Deci asta cu nu, nu, plac, nu. Deci asta chiar nu-mi plac. Nu. Am avut și o perioadă a vieții mele în care a trebuit să o ard. Ai fost forțat, ai fost forțat. Să ard etapa asta, dar acum foarte mulți ani. Și într-adevăr nu mi-au plăcut. Dar ce anume, scuze-mă, nu ți-a plăcut? Băi, în primul rând, la o femeie când o vezi că apare întâi buzele și urmă după 5 minute corpul, nu prea e ok, crede-mă. E altceva, trebuie naturalețea, e cea mai frumoasă. Da, că acum cu mici și... retușuri. Da. Aia, întreținerea mici, e una, exagerarea. Dar nu exagerat. Am înțeles. Dar nu exagerat. Dar femeia ideală, din punctul de vedere, cum ar trebui să arate, Gianni? Băi, femeia ideală pentru mine trebuie să arate în felul următor. În primul rând să fie opusul meu. Așa. În al doilea rând să fie elegantă. Da. Să fie finuță, pentru că eu sunt destul de agitat, destul de... viața mea e un haos de când plec din casă și până ajung seara. Da. Așa că n-am nevoie de o femeie care să-mi zică de unde ai venit la ora asta, ce faci, unde, cu cine, de ce. Nu, trebuie să fie calmă, trebuie să fie drăguță. Să-și pună respect în fața ta prin atitudine, prin ținută, prin exact. Vocabular. Exact. Și ție, practic, să-ți fie puțin rușine să te porți să într-un te anumit porți. Fel. Bravo, Lora, bravo. Uite. Bă, băi, mă înțeles, mă. Da. Da. Vreți imediat. Fetelor, stai vă puțin, simțiți? Dar tu ești pe, cum a zis, doamna, că îți plac mai mult brunetele decât blondele? Da, sau da, eu, da chiar? Eu bat spre brunete foarte mult. Da. Mm-hmm. Da. Păi de ce ești atât de superficial, Gian? Nu știu de ce, dar în viața mea am avut, majoritatea femeilor pe care eu le-am avut în viața mea, au fost brunete. Păi și nu, și nu-ți spune nimic?
să fac lucru? O schimbare? Poate că, poate că acesta este motivul pentru care ceva nu merge. Poate că trebuie să treci puțin și în alte tabere. Da, da, eu zic că merge, doar că mama, îți dai seama, mama e singura din viața mea care mă mai și ceartă la vârsta mea, să ne înțelegem. Așa. Adică e singura care efectiv când vin mai îmi zice: cu cine mai ești? Hai, lasă-mă. Da. Sau mai vin și eu cu o gagică pe la ea. Așa. Cu cine? Păi îi dau un nume, nu-i dau un nume. Zice, păi care? Că ai mai fost. Zice, nu e alta, nu e aia. Da. Și trebuie să-i explic tot timpul. Iar vrea o stabilitate. Stabilitatea asta e foarte greu de venit la mine pentru că sunt într-o zonă de confort acum. Și e foarte greu să vină cineva la mine în casă să mă obișnuiesc cu persoana respectivă. Corect. Sunt de foarte mulți ani singur, de foarte mulți ani îmi fac curățenie singur, îmi spăl singur. Te-ai obișnuit cu, exact. Păi exact, asta cu... nu înseamnă decât că ești un bărbat foarte bun. Să zicem că da, bine, și educația sportivă și faptul că am crescut lângă mama mea care exact, e o femeie care face curățenie, fare și exact, să cureți un cartof, e minunat. Chiar fac asta, da. Chiar foarte fac bine, singur foarte, asta de foarte mame. Mulți ani. E foarte bine. Uite, e da, mai pentru că fetelor. Eu pe Gianni l-am pus de mic, pentru că eu i-am crescut pe ei amândoi, mai am o fată singură, cu mama împreună. Și eu l-am pus pe el. El fiind mai mic, fata fiind mai mare, pe el a căzut mai mult. Cu fratele meu. Pe el a căzut mai mult. Tu să faci. Bine, și făcea oricum. Și da, și plăcea să facă. Și simțea și ajutorul ăla. Tu practicai chestia asta, chiar îmi place, să ajuți femeia. Să ajut, da, și mie chiar îmi place. Eu când vin acasă singur și văd că e puțin praf pe televizor, mă pun imediat să-l șterg. Bravo. Și nu glumesc. Bravo, da, pe cuvânt, de mic, de mic, el făcea curățenie, ne-mi lăsa bilețele. PS, să nu intri încălțată, că am făcut curat. Ce drăguț! Ei, imaginează-ți când pe cuvântul asta meu. Țipla ta curată, da. Bec. Da? Vino, domnișoară, și începe și aruncă toate alea pe acolo. Și o păpușică frumoasă care te iubește și care îi pune respect și care te face să devii mai bun, să evoluezi. Da. Deocamdată n-a venit păpușica asta, nu spun nu, Doamne ferește, nu spun nu, adică nu sunt pe genul categoric, nu, nu vreau, dar păpușica asta n-a ajuns da, la mine. Dar trebuie să vină ea, asta încerc să-ți explic, Gianni, nu trebuie să vină ea. Ea, trebuie să fie chimia, trebuie să o întâlnesc, trebuie să... la dă-mi Cărturești. Câteva exemple de locații. La bibliotecă. Unde ai vrea tu să întâlnești o fată? Uite. Cred că o fată o întâlnești oriunde, chiar și dacă te duci la un supermarket și ai chimia aia și îți place, chiar și acolo la poți petrecere. Întâlni. Corect. Petrecerile, doamnă, în perioada asta... Acum e mai... Se fac cu 10 persoane. Așa e, uite, nici competiție nu mai ai, cum ai avea asta pe... Asta vreau să zic, da. Sari în ochii mai repede. Hai, da, da. Da, și da. La farmacie, dacă se duce și a pus ochii pe cineva și înveți la... Ai grijă, ai chimia. De la farmacie, mai e bine o farmacistă. O farmacistă. No, e bună farmacistă. Doamne, i-ar prinde bine o farmacistă. Fie vorba între noi, că nu ne aude nimeni. Așa. Da, da, mamă. Arată mișto o femeie îmbrăcată în farmacistă. Este? Da, da. Femeile în uniformă, în general. E altceva. În asistentă. Da. E altceva. O asistentă, da, o farmacistă, o ceva. Da. Pentru că am atâtea boli, așa, mi-aduce o asistentă. Aia, da. Mai... Cum faci atunci când îți place o fată, o femeie, o domnișoară? Cum o cucerești? Cum încerci să o impresionezi? Cove, cred că și tu mă cunoști de atâta timp. În primul rând, mie îmi place foarte mult să râd. Mie îmi place foarte mult, am spiritul ăsta de viață în care chiar povesteam. Eu și când eram fotbalist, pe teren eram serios. N-aveam mamă, n-aveam pe nimeni, dar în afara lui sunt o fire pozitivă, o fire care îmi place să dansez, îmi place să beau apă plată multă, exact, îmi place exact să mă distrez, înțelegi? Și atunci eu pot să spun că o cuceresc prin carisma mea, prin atitudinea mea față de viață și cum îmi văd eu viața, îi spun și ei cam cum sunt eu. Ești și băiat bun și băiat rău, ești și cu minte și vulcanic. Da. Foarte multe contraste în Gianni, fetelor. Dacă vă interesează acest exemplar masculin, educat foarte bine, atenție, scrieți-ne și nouă pe pagina de Facebook și de Instagram. Sau scrieți-mi mie, adică, că nu mă deranjează. Scrieți direct ca să nu mai... Mama, sunt curioasă. Dumneavoastră sunteți genul de mamă care vă dați seama doar dintr-o fotografie cam ce hram poartă o domnișoară? Nu din fotografie, nu. Din fotografie, dar din prezență, nu, vă dă seama imediat. Prezintă. Da. Când da, o prezintă. Când o prezintă. Da. Aveți mamele... Și mai îmi zice câteodată. Mai îmi zice câteodată. Mama, ce zici? Dă cu tărească, da. O să fiu cu fata asta? Da. Dar eu zic nu. Nu. Și a avut rândat. Da, pe cuvânt. Păi da. Nu. Zice, adică cum? Hai, mamă, dacă spun bine, asta e bine. Hai să vezi că e ca mine. Gata, mama, m-am îndrăgostit-o în sără. După o lună, gata, mama, m-am îndrăgostit-o. Am mai făcut, stai liniștit, am mai făcut și așa.
Și pe urmă a fost ca mine. Măi, dar cine greșește tot timpul? E cineva care îți greșește ceva peste care tu nu poți să treci? El, nu-i se lipește de suflet. Aia. Da, pe cuvânt, el. Eu nu scot, vinovat de fetele. Mă sting eu foarte repede. Foarte repede. Mă aprind foarte repede, după care mă sting la fel de repede. Pentru că, nu știu, sunt atât de... Nu știu... Ai arderile... Arderea aia, îmi place să ard tot timpul, așa. Aolo, da, e aia zic, da. Are arderea mare și în primul rând, eu având copii mari, nu prea mai mă văd, nu prea mai mă văd acum cu cineva și mă irită ceva. Nu știu, mă irită ceva. El mereu zice, dar ce mamă, am fata cât mine, am băiatul cât mine. Păi da. Adică nu mai îmi trebuie mie din astea. Da, da, nici eu nu o să trăiesc cât pământul, mereu îi spun. Păi e da. Doar de nevoie. Și mai ales când te înveți cu un anumit stil de viață, să fii tu, știi, v-am zis, el și de două ori pe săptămână, dacă îi trebuie ceva și de trei ori pe săptămână vine. Mamă, îmi face aia, îmi face aia, da? Așa? Chiar acum să mai glumim pe tema asta, eram cu gagică și săraca a încercat să mă impresioneze să-mi gătească. Și acum, îți dai seama, eu învățat cu gustul mamei mele, am început să mănânc, dar mi-a zis, vezi că am făcut ceva de tăia salvarea. Aha. M-am dus, salvarea m-a luat, dar în modul negativ. Aia, da. Vai, Doamne, nu i-am spus, îți dai seama, i-am spus pe urmă. Mi-a spus după mie. Am zis, n-am ce să, am gustat, am mâncat așa, okay. Zic, băi, am mâncat înainte, să știi. Da, da, da. Nu mâncasem nimic. Știi ce fel de fată văd eu pentru tine? Ia zilor. O fată care pe lângă toate calitățile pe care tu le vrei așa, să fie și frumoasă, să fie prezentabilă, să la 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 lulu, mă, să fie și prietenul tău cel mai bun. Bravo. Da, fetiță. Bravo. Da, prieten. Bravo, da. Știi? Da. Să ai cu cine să râzi, să țină la glumele tale, aia să vă zic. Faceți niște farse, parcă văd și un vlog. Stai că eu sunt și, știi că eu am puteri de astea mai Nu știu, dar un viitor, un vlog cu prietena lui și fac farse, văd. Da, eu sunt pe genul ăsta. Chiar la un moment dat o gagică mi-a zis: băi, tu ești genul, dacă m-aș căsători cu tine, ești genul care ești în stare să n-apar la nuntă. Serios. Adică așa la modul vreau ăla. Să văd un vlog. Adică la modul ăla. Sau să ieși îmbărcat în scafandru ceva da, de da, genul. Da, da, da. Eu sunt pe genul ăsta, sunt mai atipic așa, pentru că am simțul umorului foarte dezvoltat. Îmi place să râd foarte mult. Și te ajută să te plictisești. Exact, mă ajută. Chiar asta zic, eu nu mă plictisesc cu mine, chiar dacă sunt singur. Ce drăguț, e foarte bine să te apreciezi. În primul rând, asta e important să punctăm. Ca să-ți găsești pe cineva, trebuie să te cunoști. Păi uite, chiar înainte să vin la voi în emisiune, m-au sunat din producție și mi-au zis, da, fără să, era prea dimineață. Tu știi câte fete avem noi în producție, apropo, singurele? Ce fetelor, da, da. Lăsați fetele să vină la el. Da, da. Și m-a sunat și spune să vă prezentați cu mama dumneavoastră la ședință cu părinții. N-am prins-o, că era prea de dimineață. Nu știam tema emisiunii. Da. Și zic, o fi vreo nebună, săraca, greșit numele. Da, exact. Vezi, a făcut o fată, o glumă cu tine și gata. Și gata, imediat zic, băi, și am spus și mamei mele, zic, uite, eu am luat-o în serios, am și intrat în fibrilație, eu vis-a-vis de școală, mama mă știe. Tu crezi, am fi de școală, da, de-astea cu părinții. Eu mamei mele nici nu-i spuneam când e ședința, mă întreba săraca, aici tu ședință, când e? N-avem. N-avem, e profesorul bolnav. E bolnav, nu vine. Îmi scria învățătoarea de când era la 1-4, în caiet. Vedeți că a fost ședință cu părinții, n-ați venit. Data viitoare vă scriu eu, dar rupea foaia. E și cu minte, doamnă, și băia, și cu minte, e foarte. Dar nu-ți face griji. Găsim noi o fată pentru mulțumim tine. Tare mult mulțumesc tare, Dora, mulțumesc că ați venit și că v-am cunoscut. O să mai vin pe la voi, dar veniți da. Și cu fata, da? Da, fii atent! Data viitoare aducem fetele! Yep.